Păi vă felicit încă o dată cu sărbătoarea mare de astăzi, deci primul sunet și ziua de naștere a liceului. Și spun pentru toți, la mulți ani, scumpul meu liceu! Vă dăm această cheie care va călăuzi în continuare. Vă mulțumim! Noi cheia vom păstra cu al ei mesaj, ca să ne fie cu noroc și gaj. O vom păstra și ne vom aminti. Liceu. Suntem proști că copiii
responsabil pentru noi, că este vorba de clasa 11-a. Vă simțiți maturi, vă simțiți, eu știu, plin de obligații în fața, în primul rând, familiei, poate chiar și mai înainte în fața voastră. Avem și noi profesori mari așteptări de la voi și ne dorim un final cât mai complet și cât mai rezultativ. Ziua de astăzi, după un careu adecvat și în care v-ați resimțit emotiv, vine cu o temă la ora educativă, 25 de ani de realizări, împliniri, căutări ale Republicii Moldova și în paralel cu acest avem și 25 de ani cumpătrare de veac ai liceului teoretic de învățământ. Unor oameni care sunt pentru prima dată în Republica Moldova și atât de metaforic au vorbit și atât de frumos au vorbit despre această țară, toți vorbeau atât de frumos despre o țară pe care au descoperit-o și au descoperit oameni cu potențial foarte mare. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991. Astfel, ziua independenței este ziua națională a Republicii Moldova, în care se sărbătorește adoptarea declarației de independență față de Uniunea Sovietică, de Uniunea Sovietică. Cum aceste desprinderi, Moldova a înregistrat o scădere majoră în economie, o scădere de 69% în primii 10 ani a independenței. Astfel, criza s-a agravat în 1999. În viziunea mea, Republica Moldova astăzi este o țară săracă. Eu am desprins de aici, din ceea ce a citit Galea. Într-adevăr, este o viziune, să zic așa, mai pesimistă, că este țara săracă. Ziua Independenței este o sărbătoare oficială și zile odihnă. În Chișinău și în alte orașe ale Republicii Moldova sunt organizate concerte, festivaluri, folclorice, târguri, expoziții. Parcurs au luat și copiii pentru a lucra un viitor festivatar. Așa, ne-am amintit de colegii noștri care au plecat? Da. Felicia, a plecat prima. Prima a plecat, Sergiu. Valeria. A plecat în Italia. O gândire în sat natal, o globorniță pe deal, când avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, când părinții bine sunt, mai există ceva sfânt. Când uia liceul care poartă numele cui? Personalității Iumba Dama. Înseamnă că, de fapt, eu am să vă spun în două cuvinte, în rest, atunci tema pentru acasă, la sfârșit de lecție, acolo în caițelele de dirigenție, pe care astăzi nu le văd la tot, dar sper că noi o să facem regulă. Lăsați-le. Iumba Dama, personalitatea neamului. Și să aveți o copilărie fericită. Iumba Dama a fost cel care și-a dat o mare parte din viața sa, anume acestei lupte. Și împreună cu elevii, ca liceul se poartă numele acestei personalități. Și iată noi 20 de ani, îi ducem cu mândrie numele cu performanțele noastre. Și eu cred că voi de astăzi, așa, deja umărașul vostru e pus acolo ca acest liceu să ajungă și mai departe, pe profesoara voastră, nu știu.